investițiile devin din ce în ce mai grele. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte multe opțiuni și sunt anumite vremuri destul de stresante, incerte și ar trebui să mergem către siguranță. Așa că, în acest videoclip, o să-ți prezint anumite ETF-uri destul de interesante și vreau să discutăm procesul prin care poți să-ți alegi singur ETF-ul sau ETF-urile cele mai potrivite conform tezei tale de investiții. Vom alege împreună 5 ETF-uri astăzi, 5 ETF-uri care pot fi destul de interesante, bineînțeles, poți să alegi alte ETF-uri conform preferințelor tale, dar o să navigăm împreună pentru a discuta și pentru a prezenta care ar putea să fie procesul decizional și procesul de analiză în identificarea celor mai bune ETF-uri. Îmi place foarte mult Vanguard ca furnizor de ETF-uri, de aceea vreau să ne uităm pe aceste ETF-uri, pe aceste opțiuni, în funcție de sectoare, în funcție de categorii de acțiuni și instrumente financiare, și sunt sigur că poți să-ți găsești de aici anumite ETF-uri potrivite ție. Ideea este că Vanguard este un furnizor foarte serios de ETF-uri și numai lucruri bune am auzit despre aceste investiții. Găsești pe majoritatea platformelor de brokeraj aceste ETF-uri în care poți să investești capitalul. O să-ți explic ce este un ETF, o să-ți explic ce în spatele fiecărui ETF pe care o să-l alegem, cum poți raționa în ce ETF să investești și ce înseamnă să investești în acel ETF și o să discutăm și despre un plan de investiții gradual prin metoda DCA Dollar Cost Averaging, adică consolidare de portofoliu graduală. Și pe lângă asta, o să discutăm și de potențiale rebalansări. Hai să începem analiza. În primul rând, suntem pe website-ul Vanguard, da? Și putem să vedem așa, VOX Communication Services ETF. Deci, este un ETF în servicii de comunicare. După care putem să vedem VCR, un ETF în bunuri de consum, da, bunuri de consum discreționare. Putem să vedem un bunuri de consum primare. Putem să vedem VIG, un ETF care investește în companii care plătesc dividende și care au avut o creștere istorică în dividendul plătit. Vedem VDE, un ETF în energie, destul de atractivă industria de energie în ultimul timp, prețuri foarte mari pe energie electrică, pe gaze naturale și putem să vedem și pe partea de energie regenerabilă cât de mult se investește și cât de mult se speră că va fi viitorul. Acum, ce mai putem să vedem aici? Vedem a VFH, Financial City, ETF-uri care investesc în industria bancară, industria financiară. Și acum nu te speria cu Silicon Valley Bank sau nu te speria de faptul că băncile S-au corectat foarte mult în prețul pe acțiune și în capitalizare bursieră, pentru că nu este același lucru și, repet, prețul pe acțiune cu valoarea intrinsecă pe acțiune, e foarte mare diferență, ar trebui să nu fie într-o piață eficientă sau nici măcar într-o piață vazi-eficientă, aproape eficientă, nu ar trebui să existe discrepanțe, însă există, de aceea pe acest investitor suntem value investors, adică încercăm să găsim discrepanța dintre preț și valoare justă și vrem ca valoarea justă de astăzi, în termeni prezenți, să fie peste prețul pe acțiune ca să considerăm că acea acțiune se tranzacționează la un discount sau că este subevaluată, conform, bineînțeles, unor metodologii de evaluare, ori prin discount de cash flow model, ori prin multipli de evaluare. Dar nu intrăm acum în detalii. Ideea este că poți să investești în acest ETF și să profiți de aceste corecții, poți să profiți de aceste zile roșii. Ce mai putem să vedem? Vedem mai jos VUG, Growth ETF, este un ETF care investește în companii cu potențial de creștere, VHT, vedem un ETF care investește în companii din industria de servicii medicale, vedem VIS, un ETF care investește în companii din producție, da, din diferite industrii, industria grea și așa mai departe, din companii care produc în general, vedem VGT un ETF care investește în companii din IT, din tehnologie, foarte interesant, dacă îți place partea asta și dacă crezi că vrei să investești în anumite companii care au potențial mare de creștere datorită tehnologiei pe care o pot inova în viitor, atunci te poți orienta către VGT, ce mai putem să vedem? Vedem VIGI, International Dividend Appreciation ETF, da, un ETF care investește în companii care plătesc dividende la nivel internațional, companii din toată lumea, nu doar de pe bursa din America. Large Cap ETF, iarăși, VV, sunt foarte multe ETF-uri, VOMIT Cap ETF, da, ETF care are în compoziția sa companii componente cu capitalizare bursieră medie, adică între 2 și 10 miliarde de dolari în general. Ai un ETF extrem de important, probabil cel mai popular, un ETF care investește în indicele bursier S&P 500, da? Pentru că tu nu poți să investești direct în indice bursier. Tu, dacă vrei să investești în indice, investești într-un ETF care reflectă indicele bursier, un ETF gestionat pasiv, precum VOO oferit de Vanguard. În regulă, am trecut prin aceste ETF-uri, hai să alegem 5, da? Dividend Appreciation ETF, hai să mai alegem VDE Energy ETF. Ce mai putem? Growth ETF, hai să alegem cu potențial de creștere, Information Technology ETF, VGT și hai să alegem și VOO, că e foarte important, da? cu S&P 500 și avem 5. Hai să le luăm pe fiecare. VIG, Vanguard Dividend Appreciation ETF. Ce este în primul rând un ETF? E foarte important. Este un fond de investiții tranzacționat pe bursă, precum este o acțiune obișnuită. Și ce face acest ETF este să investească în alte companii, la diverse ponderi, în funcție de mandatul de investiții din spatele ETF-ului. Poate să fie gestionat activ, adică să investească, să vândă și să cumpere periodic diferite companii în funcție de percepția managementului sau poate să fie gestionat pasiv precum majoritatea oferite de Vanguard, adică să reflecte evoluția unui indice bursier. Și în momentul în care tu cumperi unități dintr-un ETF pe bursă, e ca și când cumperi acțiuni în Apple, adică vreau să spun este la fel de ușor direct de pe aplicația de brokeraj, ca aplicații de brokeraj, ca platforme de brokeraj. Poți să folosești Interactive Brokers, e foarte bună, Trading 212, și bineînțeles sunt și alte platforme de brokeraj, dar Interactive Brokers, deși nu are cea mai prietenoasă interfață, este destul de bună și sigură din ce am văzut și din ce feedback am primit. Acum să revenim la VIC, Vanguard Dividend Appreciation ETF. Vedem că are un expense ratio de 0,06%. Ce înseamnă acest expense ratio? Este un cost pe care tu îl suporți pentru faptul că acele active sunt gestionate de managementul ETF-ului și e 0,06% din investiția ta anuală pe care o faci dar foarte interesant, nu îți ia din principal, îți ia din dividendele plătite și din câștigurile de capital, distribuții din câștiguri de capital, deci nu îți ia din investiția pe care tu o faci. Foarte interesant acest aspect. La prima vedere nu ți se pare important, dar e important, pentru că nu orice ETF face același lucru. Vedem că îi se clasează o notă 4 da, din 5, în ceea ce privește raportul risc-randament, înseamnă că este un raport destul de bun, da? în sensul în care e risc, dar e și randament destul de atractiv. Ce putem să mai vedem? Ne ducem mai jos. În primul și în primul rând vedem aici sumarul acestui ETF, da, VIG, Vanguard Dividend Appreciation ETF, ce reflectă? Reflectă indicele bursier S&P US Dividend Growers Index. E un indice bursier, poți să-l cauți, caută simbolul de tranzacționare și o să vezi că este o replicare de 1 la 1. Chiar putem să vedem procentul mai jos, într-adevăr este o replicare de 1 la 1 și față de Dow Jones vedem că a fost o evoluție, o sensibilitate în tranzacționare de 0,81. Dar față de indicele de referință, vedem că este replicat 1 la 1, ca și când investești în acest indice bursier. Vedem că este gestionat pasiv și are replicare completă asupra indicelui. Vedem că fondurile rămân complet investite, Vedem că acesta conține companii de capitalizare bursieră foarte mare și, bineînțeles, pune accentul pe acțiuni care au plătit dividende de la an la an de-a lungul timpului, adică care au o politică de dividende stabilă. Destul de important, putem să vedem că acest ETF conține 289 de acțiuni în compoziția sa. Vedem că stilul de investiții este blend, adică creează un mix între valoare, adică value investing și potențial de creștere growth, este cumva un mix. Vedem că valoarea medie, capitalizarea bursieră medie a companiilor din acest indice, din acest ETF este de 149 de miliarde de dolari. Vedem că au avut o creștere de 16,4%, da, earnings growth rate, o creștere în profitul net înregistrat aceste companii, în medie. Poți să te uiți să, să verifici în ultimii 5 ani, rata de creștere anuală medie, da, a companiilor din acest indice, agregat, dar la nivel mediu, în ultimii 5 ani. Ce mai putem să vedem? Are un price to earnings de 22 și are un price to book value de 4,5. În ce industrie are expunere acest ETF? Vedem acum. Are în principal în bunuri de consum primare, în IT, foarte mare pondere, 23%, în industria financiară 15,60% și putem să vedem că mai are în producție, în utilități, dar nu foarte mult și în bunuri de consum, să spun așa, discreționare. Ce companii conține? United Health Group, 3,77% pondere în acest ETF, Johnson Johnson, 3,45%, Microsoft, 3,44%, JP Morgan Chase, 3,32%, Visa, aproape 3%, Procter Gamble, 2,75%, Home Depot, Mastercard Coca-Cola și Broadcom. Dacă investești 1000 de dolari în acest ETF ce se va întâmpla 3.7 de dolari se vor duce în United Health Group 34.5 dolari în Johnson Johnson 34 de dolari în Microsoft 33 de dolari în JP Morgan Chase aproape 30 de dolari în Visa, 27,5 dolari în Procter Gamble și tot așa, da? conform ponderilor aferente companiilor componente. E un ETF interesant, e un ETF care ar trebui să fie adăugat de investitorul conservator care vrea dividende. E foarte important dacă te atrag dividendele, dacă vrei venit pasiv din dividende, nu o să ai cel mai mare randament al dividendului, poți să te uiți aici să vezi exact ce dividend pe acțiune a fost și poți să împarți la prețul pe acțiune al ETF-ului, să vezi ce randament al dividendului ar avea. Vezi exact aici ex-dividend date, care este, să cumperi înainte de ex-dividend tot timpul ca să poți să încasezi dividendul respectiv și atunci e foarte, foarte important să iei în calcul aceste aspecte dacă vrei să investești. Deci dacă ești atras de dividende, du-te către Vanguard Dividend Appreciation ETF, cu o parte din bani, după Vanguard Energy ETF, iarăși 0,10, puțin mai mare expense ratio, dar neglijabil sincer pentru investiția pe care o faci, după ce mai putem să vedem. Risk Reward Scale 5, vedem că încearcă să creeze o replică față de performanța unui punct de referință, un indice bursier care măsoară, să spun așa, randamentul din investiții pe care l-ai fi putut câștiga în sectorul de energie dacă ai fi investit în acțiunile aferente. Vedem că e gestionat pasiv, și hai să vedem exact la ce indice bursier se referă, Spliced US Investable Market Energy, 25 din 50 index, da? Deci în acest indice bursier cumva se creează cu acest indice o replică și fiind gestionat pasiv, acest ETF e ca și când investești în acest indice. Vedem că este de 1 la 1. Acum hai să vedem exact ce companii. 112 companii sunt în structura acestui ETF. Vedem o capitalizare medie de 7,7 miliarde, o creștere medie în profit în aceste companii 21,7% în ultimii 5 ani. Vedem price to earnings 8,1, price to book 2,4, indicatori foarte buni și dacă mergem mai jos să vedem, bineînțeles 41% în țiței da, și gaze naturale, 10% tot așa în servicii și echipamente de țiței și gaze naturale și în explorare și producție. Deci în principal pe țiței este această companie. Când spui energie te gândești la multe alte părți, dar vedem că în principal pe oil and gas, 22,80% în ExxonMobil, 15,10% în Chevron, 6,89% în ConocoPhillips, și tot așa, conform ponderilor aferente, investești 1000 de dolari în acest ETF, 228 de dolari se duc în Exxon Mobile, 151 de dolari în Chevron Corp, 68,9 dolari în ConocoPhillips și tot așa, dacă respecti acele ponderi. Adică, mă refer în momentul în care te gândești ca analogie când investești. Dar, bineînțeles, odată ce investești banii, se distribuie proporțional în aceste companii pe baza acestor ponderi. Merge la Vanguard Growth ETF, vedem un expense ratio foarte mic 0,04, vedem că indicele de referință este CRSP US Large Cap Growth Index. Ce putem să vedem? Este faptul că are în compoziția sa 253 de companii, vedem că în indice sunt 246 de companii, deci are mai multe companii decât în indicele de referință, da, CRSP US Large Cap Growth Index. Are un stil de investiții pe partea de creștere, dar cu capitalizare mare. Vedem că are o capitalizare medie pe companii de 223 de miliarde de dolari, earnings growth de 23,5% în ultimii 5 ani în medie, e și aproape 30 maricel, price to book 7,6%. Poți să vezi aici exact ce ponder există pe bază de sectoare, consumer discretionary în principal, adică bunuri de consum discreționare, în partea de producție, tehnologie 4,5%, 10% și vedem că pe partea de servicii medicale. Vedem în Apple 12,58%, Microsoft 10,6%. Amazon 5.16, adică spune că e cu potențial de creștere, dar totuși investește în companii foarte mari. Ți-am spus, 1000 de dolari investiți în acest ETF se duc în aceste companii pe baza acestor ponderi. Avem Vanguard Information Technology ETF, un expense ratio de 0.10, este al patrulea ETF pe care îl analizăm. Vedem că are un calificativ foarte bun, 5. Ce mai putem să vedem aici? Vedem că are un indice de referință. O să vedem exact ce indice de referință, ce indice bursier stă la baza acestui ETF. Pentru că este o replică față de un indice bursier, este gestionat pasiv, da? este o strategie de replică integrală. Putem să vedem mai jos că indicele de referință este Information Technology Spliced Index. Da? Vedem 1 la 1 și ce putem să vedem conține 368 de companii, da, componente în acest ETF. Este o capitalizare bursieră medie de 354 de miliarde de dolari, are un earnings growth rate de 25,8%, P ratio 26,8%, PB ratio 7,1 și dacă ne ducem să vedem, este destul de dispersat, dar în aceeași industrie, Information Technology. Dar dacă te uiți, e dispersat în mai multe sectoare, subsectoare din această industrie. Avem application software 11%, vedem echipament de comunicații 3,20%, pe partea de procesare de date și servicii de externalizare 12%, vedem 17% semiconductor, dacă ești atras și nu spui toate ole în Taiwan Semiconductor Group și ești foarte atent, system software 2140%, technology hardware storage and peripherals, da, 23%. Companiile componente din acest ETF sunt următoarele: Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, Broadcom, Cisco Systems vedem aici exact ce ponder sunt dacă investești 1000 de dolari în acest ETF. Vedem 218 dolari se duc în Apple, 170 dolari în Microsoft, 47 dolari în Nvidia, 34 Visa, 31 Mastercard și tot așa conform ponderilor aferente. Ca să înțelegi ca raționament, de aceea mă repet, pentru că sunt banii tăi pe care îi pui în joc și ar trebui să știi unde se duc banii tăi și cum se duc. Vedem VOO, Vanguard S&P ETF, este ultimul ETF pe care îl acoperim. Este un ETF care este o replică la indicele bursier SP 500 e foarte simplu. Dacă ne ducem mai jos, vedem exact ce companii componente sunt Apple, Microsoft, Amazon și deja repetăm aceleași companii pentru că sunt cam cele mai favorite companii de ETF-uri, companii foarte mari cu potențial de creștere și care au un bilanț destul de atractiv. Vedem că stilul de investiție este blend, da? și pe partea de capitalizare mare. 507 companii în compoziție, o valoare medie în capitalizare bursieră de 160 de miliarde de dolari și vedem un earnings growth rate de 17,8% ca medie în ultimii 5 ani. Investește clar în S&P 500, 500 cele mai mari companii din America, da? Și vedem că este de 1 la 1, ca și când ai investit direct în S&P 500. În regulă, sper că ți-a plăcut această analiză și sper că cumva ți-a creat apetit să cauți ETF-uri conform preferințelor preferințelor tale, intră pe Vanguard și o să găsești foarte multe ETF-uri pe care le poți achiziționa în multe platforme de brokeraj. Însă vreau să spun un lucru foarte important în cele ce urmează. În momentul în care cumperi în România ETF-uri americane, în general cumperi CFD pe ETF, un contract pentru diferență. Mai sunt niște comisioane acolo care erodează randamentul la nivel de portofoliu și la nivel de ETF, însă e foarte important să înțelegi că achiziționezi un derivat financiar care reflectă performanța ETF-ului, iar ETF-ul reflectă performanța indicelui bursier, iar indicele bursier reflectă performanța pieței sau coșului de acțiuni, instrumente financiare componente. Nu e complicat, însă vreau să știi aceste detalii. Ne vedem în videoclipul următor. Sper că ți-a plăcut această analiză. Lasă un comentariu mai jos și transmitem părerea ta. Te salut!